Guvernul a aprobat normele de aplicare pentru masa caldă în școli, în acest an școlar 2022-2023. Proiectul care e în derulare pentru al șaptelea an a fost extins la 350 de școli din mai multe zone ale țării. Însă, deocamdată, deși cursurile au început de 2 săptămâni, guvernanții nici măcar nu au început licitațiile pentru masa caldă. Discutăm subiectul cu Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți. Bună dimineața, domnule Cristache! Bună dimineața! Nu e cam târziu să se pună pe hârtie aceste lucruri acum, când anul școlar a început de 2 săptămâni? Din păcate, da, și nu este primul an. Inclusiv proiectul, de fapt, nu mai e un proiect, programul Laptele și Cornul. Întotdeauna se derulează cu întârziere în școli și nemulțumirea mea este că, deși știm că aceste programe, aceste proiecte au un rol esențial în reducerea abandonului, deși știm că s-au făcut măsurători și știm că acolo, în mediul rural, unde s-a implementat masa caldă și tot felul de programe care vin în sprijinul copiilor, abandonul școlar se reduce. Nu-mi dau seama de ce, Dumnezeule, noi reușim să dăm drumul acestei proiecte mult mai devreme, pentru că avem experiența anilor trecuți în care știm care sunt hopurile la care sunt supuse niște proiecte, modul în care trece pe filiera ministerului, metodologiile, modul în care se organizează licitațiile, pentru că aici este o mare problemă la nivel de licitații sau la nivel de metodologii. Să adic un proiect, îl treci prin comisie de dialog social, îl treci prin tot ceea ce înseamnă legislativ, dar întârzi cu metodologia. După ce întârzi cu metodologia, te lovești de neștiința celor care trebuie să ocupe de licitație, de organizare, de transport și așa mai departe. Nu reușim, din păcate, să învățăm din experiențele triste și nici măcar atunci când suntem cu cuțitul la os, pentru că, din păcate, știm că suntem primii în sens negativ sau ultimii din coadă la abandon școlar și, din păcate, viitorul nu se configurează așa cum ne-l dorim. Ați luat legătura cu autoritățile, ați primit un răspuns pentru care toate aceste proceduri sunt întârziate an de an? Sunt aceleași răspunsuri, standard. Problema nu e la noi, este la celălalt. Din păcate, și vedeți că spun mereu din păcate, pentru că încercăm noi ca federație să avem o colaborare și nu să mergem și să ridicăm repede piatra, pentru că nu are niciun rost să ridici piatra, rostul are să colaboreze astfel încât să vin sprijinul copiilor. Și în fiecare an avem aceeași problemă și ne uităm nu numai la masa caldă, ne uităm și la manuale școlare, unde în fiecare an nu reușim să începem procedura de adjudecare, de licitație, de selecție pentru aceste manuale, astfel încât contestațiile, atenție, să nu mai fie în perioada vacanței, acolo unde comisia de soluționare este în vacanță, deci pur și simplu nu dau un răspuns oficial în sensul în care nu pot rezolva contestația repede. Doar trage de timp și la un interval de nu știu câte zile, atunci când expiră perioada de răspuns, mai trimite o solicitare atât încât să prelungească. Așa se întâmplă și aici. Vă mulțumesc, domnule Cristache. Vă mulțumesc foarte mult.